Bună seara, vă salut! Astăzi o să discutăm despre cum trebuie să postăm și cum trebuie să ne setăm canalul de YouTube. Prin urmare, o să începem prin a intra în studio. Mergeți la YouTube Studio aici. După care mergem jos la Settings în stânga. La Settings, mergeți pe Channel, aici veți avea tagurile generale ale canalului. După cum puteți observa, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Eu am să mai adaug câteva chestii, inclusiv puteți folosi ceva de genul acesta, mai ales când postați jocuri cum e Grand Theft Auto, pentru că atrage mai multă lume. Toți vrem să atragem mai multe persoane, poate unii chiar postează cu adevărat ceea ce tăguiesc în totalitate, cu totul că nimeni nu face asta. Mulți vor avea taguri care nu au nicio legătură cu canalul lor, dar așa vor fi mai ușor de găsit. Prin urmare, concentrați-vă foarte, dar foarte mult pe partea de realitate, dar aruncați 1-2 taguri care nu sunt reale. La noi, singurul care este minciună este cel de aici. L-am folosit de curând, se pare că n-a avut practic niciun impact. O să-l ștergem acum. O să-i dăm save. Asta este partea de tăguire a canalului. Aici vă veți seta țara și la customize puteți face și alte chestii, dar pe noi ne interesează cum punem problema cu YouTube-ul și cum ne setăm programul, sau mai bine spus aplicația de YouTube, ca ea să ne ajute la toate postările noastre viitoare, în primul rând. Și acum o să vă arăt. La Advanced Settings, aici o să trebuiască să aveți foarte mare grijă dacă veți seta ăsta pentru copii. Este foarte periculos pentru că se pot lua amenzi foarte mari și nu vă execută statul român, vă vine o citație și o să vă speriați teribil. După care nu o să vă mai vină să mai faceți niciun fel de YouTube. Prin urmare, dacă aveți conținut care nu este pentru copii sub nicio formă, cum e GTA-ul, de exemplu, pe care eu îl joc, sau CSGO, sau așa mai departe, chiar dacă, virgulă, copiii ăștia chiar se joacă în fiecare zi și așa, nu o să fie o problemă pentru ei, ci doar pentru tine care vei posta. Aici îți poți pune la branding un logo sau ți le poți seta direct din Streamlabs. Eu le folosesc direct din Streamlabs, nu-mi place să le fac direct de pe YouTube cu watermark. La Feature Eligibility nu o să folosim funcția asta. Upload Defaults. Asta o să fie foarte important. După cum puteți observa, aici avem o scurtă descriere. Eu atât am las la descrierile mele și restul completez de fiecare dată. Niște taguri care o să vă ajute foarte mult. În principiu, trebuie să folosiți pseudonimul folosit inclusiv în YouTube și inclusiv în joc sau în jocuri sau indiferent de dacă ține de jocuri, trebuie să folosiți ambele nume, să le zicem așa. Bun, cu cât mai specifice tagurile, cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți să vă găsească. Eu întotdeauna completez inclusiv partea asta, pentru că de multe ori șterg, de exemplu, nu știu, fail sau genius sau evolve sau așa mai departe, da? În schimb, sunt de nemișcat următoarele: gaming, best of, Alistar Rules, Michoacan, epic, fail, Romania, jocuri, jucători. Astea, ultimele două le-am adăugat astăzi, o să urmăresc care va fi impactul lor mai târziu, săptămânile viitoare. Să sperăm că o să fie bine. În orice caz, cu siguranță vor avea un impact. Acum, fie negativ sau pozitiv, să sperăm pentru pozitiv. Bun, aici am terminat. Da? Dăm save. După care, dacă voi deja ați postat clipurile, nu prea mai aveți cum să faceți să vă întoarceți înapoi, să zicem așa, să repostați clipurile. În schimb,
putem merge aici, imediat sub dashboard, la videos. Și de aici vă puteți alege, încă de la început, vă setați aici 50 de uploads pe pagină. De exemplu, cum e ăsta aici, ăsta l-am revizuit astăzi. Da? Ajungeți în imaginea asta, cu imaginea asta în față. După cum observați aici, nu aveam o descriere standard, așa că am scris-o cap-coadă, nu aveam nici cu donații și cu așa mai departe. În schimb, astăzi am pus aceste taguri. Haideți să vedem ce impact au aceste taguri. GTA 5. După cum puteți observa, are un scor de 33,8. Da? Cum putem vedea aceste detalii? Bun. O să trebuiască să descărcați acest program. VIDLQ, da? Fără boost. Este gratis. Au și o variantă de Prime sau Premium, ceva de genul acesta. Dar nu vă interesează la început, mai ales până nu începeți să produceți ceva bonus cu YouTube-ul. Nu vă va ajuta, la fel cum nu vă ajută nici Premium YouTube. Este inutil până nu aveți măcar 3-4.000 de subscribers. Nu vă va ajuta deloc. Deci, acum, care este cel mai important tag de aici? Vă zic eu, acesta, GTA. Îl ștergem. Scorul pare să rămână același. Dar nu este același. De fapt, nu știu ce s-a întâmplat de data asta. Pentru că de obicei trebuia să îl scoată. Ok, hai să folosim așa. O să-l scoatem de aici și o să-l punem înapoi sus. Nu, nu mai merge. Ok. GTA 5. Bun. Ok, cu cât veți folosi mai multe taguri ca acestea, cu atât vă va crește acest scor de aici. Când veți avea, de exemplu, 5 din 5 keywords din descriere și aici, acest conținut va fi mult mai ușor de văzut de către ceilalți. O să-mi cer scuze pentru faptul că nu știu foarte, foarte bine cum să vă explic pe scurt, să zic așa, și o să fie un filmuleț mai lung. În schimb, o să trebuiască să vă arăt cât mai bine ca să nu pierdeți nimic. Cele mai importante lucruri de aici, în primul rând va fi thumbnail-ul, îl puteți crea în Paint 3D și, de exemplu, puteți crea un thumbnail cum îl avem pe acesta pentru videoclipul pe care tocmai îl fac în momentul acesta. Acea imagine a fost făcută în Paint 3D. Da? Deci folosiți întotdeauna ceva de calitate superioară, aș spune peste 1024x640 ca și rezoluție pentru imaginile astea. Pentru moment eu pe al meu o să-l las așa pentru că este chiar unul care nu este filmat nici corect, nici așa mai departe. În schimb își face treaba. Ăsta a fost primul meu filmuleț postat în martie, cred, nici mai țin minte. După care aveți așa. Aveți cards. La cards, întotdeauna trebuie să scrieți ceva sau să ducă către un canal sau către un alt video de-al vostru. Așa se fac aceste carduri micuțe care apar în dreapta sus. În cazul în care v-ați întrebat vreodată, așa se fac. Trebuie să dați pe funcția de cards, da? După care aveți end screen-ul. End screen-ul, mai exact, la final, ăsta o să-l mutăm de aici până la 25. Deci aveți aici exact așa. 7 secunde înainte să termine filmulețul, o să vă apară imaginea asta și asta. Acestea pot fi modificate, mutate,
pot fi făcute mai multe combinații aici, întotdeauna, cum spun englezii, pay attention, deci fiți foarte atenți că orice detaliu contează la rezultatul final. Bun, și acum am să vă arăt pe un filmuleț pe care doresc să-l postez chiar în acest moment. După cum puteți observa, avem acest text, de aici, începând de aici, da? Și până jos, care este by default setat de acolo din secțiunea de settings. După care aici, la More Options, cel mai indicat să îl apăsați ca să ajungeți la taguri. De exemplu, noi aici avem un BMW M5 versus Mazda RX-7 și o Toyota Supra în colaborare cu Rob Swells. De asemenea, puteți viziona și canalul lui pentru mai multe clipuri cu GTA, dacă vă interesează. De asemenea, și eu postez cu GTA, mai zice, destul de mult. Mai nou am început să fac direct live-uri ca să nu mă mai chinui cu memorii și cu dă-i, trage, întoarce. Și acum o să trebuiască să găsim niște taguri corecte, dar nu o vom face aici pentru că aici nu avem un scor. Aici, în schimb, am să vă arăt cum trebuie să faceți. Așa cum v-am arătat și la clipul anterior, pe care tocmai l-am scos din fila de Brave. Apropo, dacă nu folosiți Brave, folosiți-l pentru că are foarte multe funcții. Dacă folosiți Crypto Wallet, îl are deja incorporat, este super, dar super safe. După care, hai să trecem la ce ne interesează cel mai mult. Aici vom ajunge la Video Elements. Așa cum ați văzut mai devreme, era treaba cu end screen și cu cards. Eu aici deja le-am precompletat pentru că așa ne ia mai puțin timp. O să începem cu cards. Aici, de exemplu, am pus canalul unui tip cu care am început să vorbesc chiar astăzi. El creează muzică. N-aș fi făcut asta în principiu, adică să-i pun aici canalul pe fundalul meu, să zic așa, de la ce am jucat. Însă m-a impresionat foarte, foarte tare faptul că are destul de puțin subscriber și este un super artist. După părerea mea, cântă foarte, foarte bine și versurile sunt ucigătoare. Și o să vă arăt cum am făcut aici. Aici l-am căutat pe el, i-am căutat canalul, da, i-am căutat poza. Aceasta este poza lui. Textul de aici va apărea aici, după cum puteți vedea. Teaser text, cel mai indicat ca să apară sus ca și titlu, va fi ce vă doriți voi, dar trebuie să fie destul de scurt, dar să spunem că ar trebui să fie evident că îți dorești să apeși click pe cardul respectiv. Haideți să ne întoarcem la end screen. Aici, de exemplu, am pus un alt clip de-al meu cu o Supra, tot pe parte de drifting și gaming. Aici, în dreapta, avem canalul de YouTube. La fel, vă setați, de exemplu, ăsta și cu ăsta, vor apărea exact cu 6-7 secunde înainte de final, da? Unul să apară mai repede, altul mai târziu sau mai devreme, cum vreți să-i spuneți. Bun. De ce nu le salvăm? N-am idee de ce nu le salvăm. Hai să mai adăugăm încă un video ca să vă și arăt cum se face foarte simplu. Choose specific video. Și o să alegem în memoria lui Georgi Tevazde. El a fost un racer, iubit de mulți alți racer, fondator la needfordrive.com și multe alte
comunități de illegal racing. Și a fost plăcerea mea să-i fac un filmuleț în memoria. Totul trebuie să aibă un impact și o poveste, altfel nu veți reuși să faceți mare, mare lucru. Mi-a luat 3 luni de zile ca să fac primii 30 de subscriberi, după care luna trecută, de fapt luna asta, am făcut 42, mi se pare. Deci cu cât continuați și cu cât insistați mai mult, YouTube-ul va funcționa. Sunt mici detalii pe care trebuie să le știți, exact așa cum ziceam, cu postarea. Cum facem postarea? Cel mai și cel mai indicat, noi aici am depășit puțin ora. Se pare că era setat pentru ora 12 și o să-l punem la ora 1. Practic, noi o să plecăm de lângă calculator dacă nu ne dorim să stăm, să postăm exact într-un anumit moment. Îl putem programa, practic. Hai să-l punem la și un sfert. Când veți face chestia asta cu schedule, practic va apărea pentru multe persoane că te pregătești să postezi ceva. Mai ales subscriberii tăi vor fi primii care vor vedea asta. Când vei seta ca și premieră, prima dată nu vei putea da înapoi filmulețul. Acesta va rula cap-coadă fără oprire. Adică îi puteți pune doar pauză, dar el va continua să ruleze, practic, premiera online. Deci nu va ține de butonul de play sau stop. Este foarte indicat să folosiți asta pentru că fiind setate și organizate, în felul ăsta o să vă fie mult, dar mult mai ușor. Acum o să-i dăm schedule și o să-l avem în prim plan aici. După cum puteți observa, are și premier scris de desubt, fiind premieră. Este programat, da? Fără restricții, în general trebuie să publicați, să fie public mai exact. Și acum haideți să-l cosmetizăm. Acum ne vom folosi de acest program despre care vă ziceam înainte. Despre Vidilk. Și acum să ne ocupăm de taguri. Mi se pare că avem aici tot ce ne trebuie. O să mai adaug eu ceva aici în text, în titlu mai exact. De fapt nu, care 93. Da, e ok. Bun. Și acum o să facem așa. O să luăm din text tot ce e important. Și din channel tag, la fel. La fel cum sunt astea care sunt deja puse, da? Alistar Rules, Gaming, Michoacan. Și acum, luăm Asia Drift Servers și îl scriem. Asia Drift Servers. Din ce știu eu, o să ne apară aici. Keywords in description. Când o să dăm virgulă aici ca să punem tagul, scorul de aici se va modifica. După cum puteți observa, a crescut mult, foarte mult. La checklist, aici este un pic mai complicat. Să avem minim un card, să avem minim un end screen, exact ce vă ziceam mai devreme. Deci vă învață exact ce trebuie să faceți și cum să faceți. Asta le puteți căuta separat după aia pe YouTube. Mă puteți întreba și pe mine, mă puteți lăsa în comentarii orice idee aveți despre cum am putea să facem alte lucruri sau nu știu. N-am idee în momentul acesta, fiind primul tutorial chiar nu am niciun fel de idee cam ce aș putea să mai fac. Practic n-aș fi vrut niciodată să fac tutoriale de acest gen, dar eu m-am chinuit teribil și trebuie să nu ne mai chinuim. Work smart, not hard. That's the point. Bun. Încă n-am înțeles foarte, foarte bine cum funcționează treaba asta cu high volume ranked tags. N-am idee încă cum funcționează, dar pentru moment, eu cred că vă ajută foarte mult chestiile astea. Haideți să mai adăugăm taguri. Și o să punem, am zis, BMW versus Mazda RX-7 și Toyota Supra. BMW a crescut la 20,7. RX-7. 22. Toyota Supra.
25. Până acum. Și practic noi nu am făcut nimic. Din nou, ca să înțelegeți ce am făcut acum, m-am uitat un pic în titlu. Avem nevoie de cuvintele astea: chase, camera, lock și players. Chase, camera. Camera. Deja a început să intre pe verde și avem 5 din 5, avem triplet keywords. Asta va aduce foarte multe persoane, cu siguranță. Nu imediat. Să nu vă așteptați niciodată să postați ceva astăzi și să se întâmple. Dacă se va întâmpla asta, sunteți foarte norocoși și ați făcut ceva minunat, cu siguranță. Acum haideți să mai adăugăm ce am spus. Camera chase, da, chase camera, pardon. Lock. Acesta nu a avut niciun impact, dar contează. Chiar dacă nu are aici un impact, chiar contează. Și după aia mai avem un players de trecut. Players. A mai crescut puțin. După cum puteți observa, trebuie să ai cam minim 5 taguri care să conteze. Și acum o să avem câteva chestii pe care trebuie să le trecem tot în taguri. De exemplu, Rob Swells, tovarășul de gaming. Rob Swells. Se pare că nici tagul ăsta n-a contat foarte, foarte mult, dar este ranked, dacă nu mă înșel. O să mai facem un tag tot cu Asia Drift. Am scris decât server, o să scriem și servers ca să se mai pupe încă un tag. Asia Drift servers. Și tocmai am făcut 5 din 5, 5 din 5. Volumul, nu știu sigur dacă el va conta atât de mult. În principiu trebuie să ai cam 5 taguri, după cum observați aici, 5 care să conteze. Ei nu recomandă mai mult sau nu consideră că e nevoie. Acum o să-i dăm save. Atenție mare. Vom folosi imaginea aceasta ca și thumbnail. Oricum nu cred că va conta foarte, foarte mult. Avem și un accident urât la final. Și cam despre asta este vorba cu YouTube-ul. În felul ăsta ar trebui să postăm, să avem un volum bun de taguri, să avem o descriere completă, să avem tagurile scrise pe canal, direct, nu în descrierea canalului, deci atenție mare, nu le scriem, de exemplu, stați să ne întoarcem. Deci nu scriem aici la About, de exemplu. Nu o să scriem aici niciun tag. Aici o să facem o prezentare scurtă, maxim să punem, nu știu, configurația PC-ului, cam ce ai jucat, cam cu ce te ocupi. Și cam atât ar fi. Dacă v-a plăcut tutorialul, like, subscribe și vă mai aștept la mine pe canal. De asemenea, orice colaborare doriți să avem în joc sau în viața reală de zi cu zi, va fi o plăcere absolută să vă ajut cu orice, așa cum scrie, de exemplu, inclusiv în descrierea mea aici: I will support any other YouTuber to grow because there is place for all. Chiar este loc pentru toată lumea în YouTube. Toată treaba este să facem lucrurile cum trebuie, să ne organizăm și să fim perseverenți și true, să zicem așa. Eu vă mulțumesc pentru cele 25 de minute și vă urez o seară frumoasă.
Numai bine, ne vedem pe data viitoare.